Republica Moldova a început prima etapă a negocierilor de aderare. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, se află la Bruxelles, unde a lansat screening-ul, adică procesul de evaluare a legislației naționale, cât de mult corespunde standardelor europene. Iulian Groza, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, a explicat la emisiunea În Context că prima fază este informarea privind legile europene. Abia după 2 luni, Comisia Europeană va primi mandatul de negocieri și va deschide de procesul propriu-zis. Vom lansa conferința intergovernamentală și va fi inițiată a doua etapă a screening-ului bilateral, unde noi deja, Republica Moldova, guvernul, negociatorii noștri vor trebui să informeze Comisia Europeană despre gradul de aproximare a legislației noastre cu cea Uniunii Europene și în rezultatul acestui proces vom avea o claritate unde ne aflăm la începutul procesului de negociere. Vom ști foarte clar care sunt condițiile pentru a avansa în negocieri și vom ști foarte clar care sunt prioritățile noastre pentru a finaliza acest proces de negociere de aderare în următorii ani.